Astăzi am să vă arăt cum se testează gazul cu acest sculă U-gauge. Deci, pune asta aici. După care funcționează exact ca și furtunul cu nivel. Avem apă în el. Aici valva de gaz. Pur și simplu deschideți până ajungeți la 10 milibari. Foarte important e 10 milibari. Eu ce fac? O deschid maxim. Într-o prima dată vedeți că curge. Deci gazul, avem o problemă undeva pe traseu, scapă gaz. Acum conectat, trebuie să identificăm robinetul închis. Deci el merge în jos, leak-ul e foarte, foarte mare. Va trebui să identificăm problema unde este. Deci asta e țeava care merge pe aici, pe aici, pe aici. O să trebuiască curățată de verzală, deci nu ai voie nicio țeavă să fie verde. Așa, merge pe sus, coboară și intră înăuntru. Aici avem centrala, valant și avem gaz. Plită pe gaz. O să izolăm prima dată gazul de aici. Să vedem unde curge. Curge? Da. Aici. Din nou în gazul. Ridicăm maxim. Jos. Nu mai curge. Compresia de la ragaz n-a fost strânsă.